De ce preoții romano-catolici nu au voie să se căsătorească? Una dintre caracteristicile definitorii ale bisericii romano-catolice este faptul că, spre deosebire de preoții altor culte creștine, cei catolici nu se pot însura. Care să fie cauzele acestei reguli? În Biserica Romano-Catolică se crede că actul celibatului pentru preoți este impus încă de autoritatea apostolică. Din punct de vedere teologic, romano-catolicii vor să imite exemplul vieții caste duse de Iisus Hristos. Prin urmare, în acest cult se crede că cel care dorește să fie preot trebuie să se căsătorească doar cu biserica și să slujească exclusiv acestei instituții religioase, nu vreunei femei. În sprijinul acestei religii, Biserica Catolică s-a bazat pe interpretările unor învățături din Noul Testament, învățături și versete emise de către Sfântul Pavel. Dar preoții catolici nu se pot însura din mai multe motive. În primul rând, preoții care aleg să intre și în rândul ordinelor religioase catolice, cum ar fi iezuiții, dominicanii, benedictinii, franciscanii, etc., depun un jurământ prin care se angajează să rămână celibatari pentru tot restul vieții lor. În al doilea rând, chiar și preoții sunt obligați să depună un jurământ al celibatului și castității, jurământ care interzice de asemenea orice legătură romantică sau sexuală cu o femeie. În al treilea rând, Biserica Catolică a stabilit propriile reguli și legi care interzic căsătoria papilor, cardinalilor, preoților, călugărilor și călugărițelor săi. Acest lucru este stipulat prin canonul 1087, care stipulează că persoanelor care servesc în Sfânta Biserică le este interzis dreptul de a se căsători și de a avea copii.